Așa, top 3 cărți pe care ni le recomanzi cu vânzările. Excelentă întrebare și o să vă ofer chiar acum câteva recomandări. Prima, în mod evident, că multe recomandări știți foarte bine unde găsiți. La mine pe site, așa, perfect, ai încărcat. La mine pe site, aici sus, este sub forma de telefon acum, pentru că am făcut fereastra mai mică, dar găsiți aici în Free Stuff top 100 de cărți. Ok? Iar aici o să găsiți cele mai bune cărți pe partea de business. Probabil vă întrebați, dar bujor, de ce ne arăți acest lucru? Pentru că sunt sigur că o să mă întrebați, ok, astea sunt top 3, dacă are top 5, dacă are top 10. Aici aveți top 50, fraților. Toate cărțile recomandate. Da? Și mai mult decât atât, în ultima săptămână chiar ne-am luat foarte mult timp să analizăm cărțile și să le punem chiar în ordine. Deci, Be Obsessed or Be Average ar fi prima, a doua este Poor Charlie's Almanac, a treia este How Business Works. Cheers! Aceasta. Nu o să te ajute să faci cine știe ce business, dar te ajută să înțelegi businessul, întrucât are foarte, foarte multe desene și îți explică efectiv toate ramurile din business, de la marketing până la achiziții, până la promovare, branding personal, etc. A treia carte este How to Master the Art of Selling de Tom Hopkins, pe care de asemenea o puteți vedea chiar aici. Este cea mai bună. Cartea asta este aur curat. În momentul în care te-a pus să o citești, îți dai seama cât de bună este. Este doar 60 de lei. Nici nu cred că are rost să vă zic că o să vă scoateți banii pe ea instant. Deci este extraordinar de bună cartea asta. Nu știu dacă se mai găsește în librării. Eu am luat-o imediat cum a apărut, am citit-o și încă o recitesc pentru că este foarte, foarte, foarte bună. Mai departe, la același preț, dar de fapt chiar un pic mai ieftin, este abonamentul Join de pe canalul de YouTube. Lângă Subscribe aveți Alătură-te sau Join, unde aveți acces la peste 16 ore de videouri, aceste live-uri, conferințe care devin pe mod privat după ce se termină pentru membri. Mai departe, următoarea carte este Getting Things Done de David Allen. Foarte, foarte bună această carte. Surprinzător de bună prima oară când am citit-o, întrucât eram într-un haos total, total dezordonat. Nu știam unde să-mi pun task-urile, nu știam cum să folosesc Calume, Google Calendar-ul, cum să-mi ordonez sertarele, fișierele, efectiv tot. Deci cartea asta, Getting Things Done, este exact ce îți trebuie. Astea ar fi top 5 cărți esențiale în business, după care, în mod evident, Influence de Robert Cialdini, pe care, de asemenea, o găsiți la mine pe birou. Non-stop, non-stop. Cartea asta este esențială, este baza bazelor. Adică nu înveți în facultate la fel de mult cât înveți din cartea asta ca lucruri practice. Și avem regula reciprocității, consecvența, dovada socială sau social proof, simpatia, autoritatea, raritatea și influența instantanee. Toate aceste lucruri trebuie să le știți pe de rost. Dacă nu aveți cartea, ar trebui să mergeți chiar mâine în librărie să vă o cumpărați. Sau dacă nu, intrați aici pe site și vă o comandați frumos de pe Elefant și va ajunge acasă dacă vă este plene. Bun. Cartea asta este extrem de importantă. Chiar am avut zilele trecute ieri, alaltăieri, am avut pe cineva care vrea să devină dating coach și primul lucru pe care l-a recomandat a fost cartea asta. Ai citit cartea? Nu. Ok, păi probabil de-aia ai atâtea lucruri pe care trebuie să le îmbunătățești în partea de videouri, în partea de copywriting, în partea de poziționare în piață, etc. Deci, indiferent ce vrei să faci, fie că vrei să fii coach pe carieră, lifestyle, etc., vrei să-ți deschizi o afacere, modul în care te poziționezi în piață te ajută foarte mult această carte să obții autoritate și de asemenea să poți să vinzi. Da?
Pentru că dacă nu ai autoritate, oamenii nu te ascultă și nu o să vinzi. Simplu. Vânzările sunt sângele unui business. Nu ai vânzări, businessul o să se ducă de râpă, o să ieși din piață și cel mai probabil competiția va fi din ce în ce mai înfloritoare. Bun. De asemenea, o altă recomandare este cartea Persuasion, tot de Robert Cialdini, care este de asemenea foarte, foarte importantă. O vedeți aici? Persuasion. Haideți să vă povestesc o fază foarte tare cu cartea asta, pentru că chiar mi-a dat un mindfuck în momentul în care am luat-o și am citit-o. Primul lucru pe care l-am reținut din ea, știți care a fost? Faptul că acea persoană, în momentul în care făcea o vânzare, era acolo descris un exemplu în care un tip intră în casa unei persoane să facă o vânzare, să zicem, de diferite cărți. Să zicem, Enciclopedia Britanica. Și persoana asta avea o strategie foarte interesantă de a face vânzare și de a căpăta simpatia celelalte persoane, care de asemenea este punctul numărul 8 din psihologia persuasiunii, care e scrisă de același tip. Ca să capete simpatia celelalte persoane, ce făcea el era întotdeauna să-și uite ceva la mașină. Și în momentul în care uita un lucru la mașină, să zicem un pic sau un notepad, cerea permisiunea celelalte persoane. Înainte să vă prezint, aș vrea să-mi iau notepad-ul încât aș vrea să trec punctual prin anumite aspecte ale prezentării mele ca să nu omitem ceva. Este în regulă dacă mă duc până la mașină să iau acest notepad, persoana spune da. Este în regulă dacă intru direct fără să mai sun la intrare și persoana spune da, nu este nicio problemă. Persoana era deja în casă. Acum, întrebarea mea este următoarea. Ce fel de persoană lași tu să intre în propria casă fără să sune la ușă? Un membru al familiei sau un prieten foarte bun? Deci automat acest salesman a fost băgat într-o categorie foarte familiară. A căpătat simpatia persoanei. Este o chestie foarte, foarte subtilă. Este de persuasiune, adică nu este de persuasiune live, ci este înainte să facă prezentare și să facă vânzarea, el devine persuasiv, da? Capătă autoritate și simpatie, mă rog, simpatia acelei persoane. În momentul în care am implementat tehnica asta, deci vânzările mele ușor, ușor începeau să urce pe o scară rulantă din ce în ce mai steep. Și ăsta a fost primul lucru important pe care l-am reținut din cartea aia și l-am implementat imediat. După aceea mă gândeam, cum pot să fac chestia asta și în alte situații? Pentru că odată ce citești aceste cărți pe care ți le-am recomandat mai devreme, le găsești în librării. Dacă nu le implementezi și nu te gândești, băi, cum se relatează chestia asta în viața mea, o să ai zero rezultate. De fapt, poți să iei aia 50 de lei, 60 de lei pe care îi dai pe carte, poți să îți cumperi o brichetă cu un leu, dai foc la aia 59 de lei și măcar acum ai rămas cu o brichetă. Cam asta este relevanța dacă nu pui în aplicare ceea ce citești.